Am mai spus și altă dată, nu e un secret, toți știm asta, că pentru spațiul minții se dă o bătălie, dar și pentru adulți, dar și pentru copii. Dar în special vremea în care trăim, toată atenția e îndreptată spre copii. Și eu nu vreau să mai răscolesc ca să vă fac inimă rea, dar vreau să vă spun că întunericul nu stă nepăsător. Caută tot felul de strategii ca fără să ne dăm seama să ne găsim mințile copiilor infectate, mințile copiilor ocupate, mințile copiilor posedate. E, dacă așa stau lucrurile, avem datoria noi ca și părinți să ne ascundem copiii. Dacă părinții au înțeles de pericolul care era părinții lui Moise și l-au ascuns pe Moise, trebuie să înțelegem și noi, frați și surori, să ne ascundem copiii. Sunt comori care nu le putem lăsa să fie luate în atenția oricui.